Ok, acum am ieșit la test cu KTM 390 Duke. Doamne, deci mă simt ca ursul la cir pe motocicleta asta. Clar nu e de mine. Am 1,85 m și vreo 100 de kg pe acolo. Și sincer, oh my god, mi se pare atât de mică. Zici că sunt înapoi la școală pe la 225. Dar totuși, mică, dar ridică, accelerează destul de bine. Înainte să mă urc pe motocicleta asta, am mers cu 390 Adventure. Sincer, aia mi s-a părut foarte tare. Foarte tare, chiar dacă este un motor de 390, n-ai spune chestia asta. Chiar mi se pare destul de decentă ca și mărime. Iar eu la 1,85 m și 100 de kg mă simțeam foarte confortabil pe ea. În schimb, pe acest 390 Duke, băi, nu mă mai simt așa confortabil. Pentru mine, acest 390 e mic ca dracu. Oh my god, mi se pare atât de mic. Uitați ursul părăți. Oh, doamne, doamne. Frânele mi se par destul de ok, parcă un pic mai înțepate decât la 390 Adventure. Nu sunt rele nici pe 390 Adventure, numai că acolo trebuia să apeși așa, mai bărbătește un pic. Aici parcă răspunde mult mai repede și frânează dintr-o dată mult mai tare. Da, e doar un sentiment pe care l-am. Însă ambele lucrează suficient de bine. Sincer, uneori accelerația mi se pare că are așa un pic de lag și nu mă refer că nu accelerează repede, și în sensul că răspunde parcă mai greu la accelerație. Așa îmi dă mie senzația, dar probabil durează un pic să te obișnuiești cu acest sistem ride-by-wire. Într-adevăr, nu e ca un 600, dar te poți descurca liniștit în trafic. O altă chestie care nu prea îmi place la acest 390 Duke sunt vibrațiile care se simt în scărițe. Deci simți niște vibrații destul de puternice în scărițe și în ghidon. Sincer, mi-amintește de acel CF Moto 650NK. Doar acolo mai simțeam așa vibrațiile astea destul de dubioase. Ok, trebuie să fiu onest și în momentul de față să recunosc că nu mă simt la fel de confortabil ca pe 390 Adventure. Uneori mă simt foarte expus așa pe acest naked. Mă simt naked în adevăratul sens al cuvântului pe acest naked. Din păcate, după doar câteva minute de test, am hotărât să mă întorc înapoi cu motocicleta la Moto24, deoarece nu mă simțeam absolut deloc ok pe ea. Pur și simplu era foarte, foarte mică pentru mine, vibrațiile erau și ele destul de prezente, iar toate astea combinate cu răspunsul destul de întârziat la accelerație, m-au făcut să nu mă simt ok, să mă simt chiar destul de aiurea. Motocicleta asta poate nu e iar rea, dar nu știu, cel puțin mie nu mi-a plăcut. Din punctul meu de vedere, este potrivită pentru cineva poate mai mic de statură, mai ușor. Se vede clar că cei de la KTM au avut altceva în minte și poate s-au orientat mai mult către tinerii ce dețin permis categoria A2. Ok, în mare parte cam asta este tot ce am avut de spus despre KTM 390 Duke. Sper că v-a plăcut acest clip și nu uitați să vă abonați, deoarece în câteva săptămâni o să fac un review super tare la o motocicletă foarte rară la noi în țară. Așa că până data viitoare, dați tare!